Cel de-al doilea spital modular de terapie intensivă ridicat de Asociația Dăruiește Viață se află la ultimele pregătiri înainte de a fi inaugurat. Primul spital ridicat de asociație cu banii donați de români, Spitalul Modular 1 Elias din București, a reușit să crească capacitatea de tratare a pacienților critici cu 38 de paturi, necesară mai ales în această perioadă în care spitalele din țară au fost aglomerate și lipsite de echipamente sau aparatură medicală. După ce va fi pus în funcțiune, Spitalul Modular 2 Piatra Neamț va fi folosit ca secție ATI pentru tratarea cazurilor COVID sau a altor urgențe medicale. Aici ne aflăm un vestiar, vestiarul personal, prima încăpere în care va intra personalul medical. Intrarea va fi pe ușa aceea afară, într-un vestiar. Aici avem două grupuri sanitare. Unul pe partea aceasta și unul pus cu el în spatele peretelui. Mergem mai departe în zona administrativă. Aici vor fi zonele de depozitare materiale, rupe curate, rupe murdare, o zonă de bucătărie. Aici, pentru personalul medical, care va fi echipată cu mobilier de bucătărie. Mai departe, depozite de medicamente și alte depozite pentru materiale necesare personalului. Aici va fi zona de tranzit dintre cele două zone, ca să zic așa, zona administrativă și zona propriu-zisă de ATI. Medicii vor intra de acolo echipați, intră pe ușa aceasta. Și intră în zona de ATI, iar medicii care se reîntorc din zona de ATI vin pe aici astfel încât să nu aibă contact unii cu alții, își dau jos echipamentul, acolo va fi o cubelă de gunoi pentru deșeuri medicale și se reîntorc în zona de administrativă. Aici va fi laboratorul, un tablou electric pentru salonul ATI din spatele acestui perete pe care o să-l vedem în continuare. Fiecare camera spitalului, fiecare zonă a spitalului este presurizată cu presiune pozitivă sau negativă în funcție de destinația ei. Se realizează 10 cicluri de schimb de aer într-o oră în fiecare încăpere. Aici ne aflăm cel mai mare salon ATI, salonul cu 6 paturi. La fiecare geam va fi câte un pat, rampă de gaze medicale la fiecare pat, plus sistemul de chemare soră medicală. Aici este un dispozitiv care va fi pentru fiecare pacient în parte, astfel încât să cheme sora medicală cu 3 butoane în funcție de gravitatea situației. În momentul în care apasă pe buton, afară se aprinde un beculeț deasupra ușii care, nu știu, în funcție de gravitatea situației, poate fi roșu, verde sau galben. Și va sta cineva afară pentru o mână? Asistentele vor fi, nu știu să vă spun acum unde vor fi asistentele, probabil într-o încăpere, și acolo li se aprinde un beculeț cu indicația patului. De exemplu, este o problemă la patul acesta, pacientul are nevoie de îngrijire. În momentul în care intră pe ușa asistenta, va confirma prezența ei aici prin acel echipament de acolo de lângă ușă, astfel încât să se stingă becul de afară, să știe că nu mai e nicio problemă sau e cineva deja prezent la pacient. Da. În funcție de destinația acestui ATI, presiunea va fi pozitivă sau negativă. Dacă este declarat ca și zona de terapie intensivă pentru pacienții arși, atunci presiunea va fi pozitivă, astfel încât în momentul în care se deschide ușa să nu intre, să nu se contamineze aerul cu cel de afară. Dacă sunt pacienți cu boli infecțioase, atunci presiunea va fi negativă. Aici avem al treilea salon ATI, încă 5 paturi, în total vor fi 16 paturi în zona de ATI plus cel din rezervă care vi l-am arătat. Aici am înțeles că s-a primit o donație de niște paturi de la Lețca. Vor fi câte 2 prize, 2 pentru oxigen, 2 pentru aer și 2 pentru vacuum. Poate se duc în stația de oxigen care e la intrare, o să vă arăt imediat. Fiecare pat are câte o rampă din asta, cu prizele independente pentru fiecare, pentru ce echipamente vor fi aici, nu știu, injectomate, monitoare, senzori de oxigen de care vă spuneam, prezenți la fiecare pat.
Adică un salon cu un singur pat, unde se ține un lavabo care este suspect, nu știu, de COVID sau alte boli infecțioase, până când ies analizele ca să știi exact în care salon va fi repartizat sau dacă nu e de competent acestui spital să fie transferat în altă parte. Aici ne aflăm un postul de supraveghere, unde vor fi toate echipamentele. Toate echipamentele sunt aduse aici, astfel încât personalul care stă să aibă, să poată să supravegheze fiecare zonă de ATI în parte. Ăsta are și un geam în care pot vedea direct pacienții din zona respectivă. Aici avem grupul electrogen, care în cazul în care pică tensiunea de alimentare de la rețea, pornește grupul în maxim 10 secunde și avem din nou curent pe zonele vitale ale spitalului. Iar în stânga acolo sunt centralele de tratare a aer. Sunt 5 centrale de tratare a aer pe evacuare, 4 pentru zonele de ATI și zona administrativă și una pentru grupurile sanitare. Iar în partea stângă, acolo aproape de biserică, avem 4 centrale de tratare aer pentru introducere. 2 cilere care răcesc agentul termic ce intră în CTA-urile de introducere, pentru ca vara, de exemplu, să nu dăm aer cu 40 de grade cât avem afară, să fie temperatura controlată a aerului care este introdus în spital. Fiecare CTA este echipat cu filtre HEPA care filtrează la nivel de moleculă aerul introdus în spital, atât pe introducere cât și pe evacuare. Aerul care se întoarce din spital intră în filtre, apoi este deversat, ca să zic așa, în atmosferă, la partea de superioară a spitalului. Acolo avem instalația de clorinare, bazinul de retenție, care va fi instalată în zona de aici. Acolo avem fosa septică principală a spitalului. Toată zona de canalizare va fi interceptată de bazinul acesta, peste care se va picura clor, astfel încât înainte de deversarea în canalizarea orașului, toate apele menajere să fie decontaminate. Spitalul modular ATI Piatra Neamț va fi inaugurat conform estimărilor la jumătatea lunii iulie. Cele 18 paturi de terapie intensivă vor veni în ajutorul Spitalului Județean de Urgență din Piatra Neamț, care nu mai are o secție ATI funcțională pentru tratarea cazurilor de coronavirus sau pentru alte urgențe, din cauza incendiului din luna noiembrie, care a mistuit întreaga secție de terapie intensivă. Suntem în faza de retușuri, am ajuns la aproape de final. La sfârșitul săptămânii, constructorii vor ieși din interiorul modularului, vor continua să lucreze pe exterioare, mai avem de făcut niște alei. Vremea până acum nu a fost tocmai prielnică cu noi, așa că partea de exterior a mai întârziat. Finalizarea totală a modularului se va putea realiza atunci când vom avea postul de transformare instalat. Asta înseamnă atunci când va fi exista alimentare electrică. Estimăm că în 2-3 săptămâni acest lucru se va realiza. Când am venit și am început acest proiect, am aflat că spitalul nu are suficientă putere instalată astfel încât să ducă și acest spital modular. De aceea au fost necesare aceste lucrări suplimentare. A presupus o serie de demersuri birocratice, astfel încât săptămâna trecută a ieșit avizul și autorizația de construire pentru acest post-trafo și în următoarele 3 săptămâni sperăm să fie gata. Spitalul are 18 paturi, 17 sunt în saloane comune de 5 sau 6 paturi. Un pat este într-un izolator pentru pacienți care au și alte afecțiuni și care ar putea să îi afecteze pe pacienții aflați în spații comune. Banii au venit de la peste 400 de companii. Cea mai mare parte a venit de la companii mari care sunt la nivel național.
Banii au venit și de la donatori individuali, au fost peste 11.000 de persoane fizice care au donat fie prin SMS, fie intrând pe platforma noastră dăruieșteviață.ro și au donat online, fie prin transfer bancar. Le așteptăm pe companii în continuare să se implice și la sfârșitul celui de al doilea trimestru să direcționeze 20% din impozitul pe profit al trimestrului 2 către acest proiect, către Dăruiește Viață, intrând pe platforma dăruieșteviață.ro.